Ioana Latiș este life coach, autor și speaker, sau mai pe scurt, antreprenor pentru o viață fericită și împlinită, așa cum singură se declară. Dacă ne-am raportat la prezent, am putea crede că Loredana a trăit până acum o viață fericită, însă demararea campaniei Stop Abuz, Start Ocrotire nu a fost deloc întâmplătoare. Aveam 9 ani, asta înseamnă că locuiam în Socului. Mama mea până la perioada aceea era singură, ea a divorțat când eu aveam 6 ani, de tatăl meu natural. Pentru că era alcoolic, bătăi, toate lucrurile astea. A fost un gest eroic din partea ei, pentru care eu o admir și în momentul de față. Și am admirat-o și atunci. Avea 3 copii, eu fiind cea mai mare, de 6 ani, sora mea mijlocie, de 3 ani, și sora mea cea mai mică, abia născută din spital. Ce mi-aduc aminte din perioada aceea era că o duceam foarte greu cu banii. Divorțul mamei de tatăl natural, care era un om violent, ar fi trebuit să le schimbe viața în bine. Realitatea însă avea să fie cu totul alta. Ea, în schimb, oricât de cinic ar părea, ne-a pus la dispoziția lui pe mine și pe sora mea mică. Toate aceste abuzuri au continuat de câte ori au fost posibile, adică de sute de ori. Și au continuat până, zic eu, undeva pe la 15-16 ani, când ne mutasem deja în Pantelimon. Eu aici am o nedumerire personală. Cum se făcea că eu ajungeam în dormitorul lor noaptea? Eu de dormitorul lor nu mă apropiam nici ziua. Curățenia în casă o făceam noi, surorile. Eu eram șeful și distribuiam sarcini și prin rotație ne roteam și făceam curățenie în toată casa, mai puțin dormitorul lui. Lor, de fapt. Acolo nu intram. Eu cu el personal n-am avut o relație niciodată de fiică-tată. Eu tot timpul i-am spus nenea Mihai. Eu bănuiesc că adormeam în sufragerie și mă luau în brațe și mă duceau acolo, el sau ea. Ce nu mi-aduc aminte, să fost mama mea vreodată în cameră. Deci asta nu am niciun fel de amintire de genul ăsta. Știu în schimb că era în casă. Pentru că odată când m-am trezit într-o noapte și tot așa, cu gâfâieli, cu atingeri, cu tot ce era acolo, probabil că și m-am dus la baie. M-am dus la baie și pe vremea aia nu era apă caldă, că se dădea apă caldă nici eu nu știu când. Și se făcuse dimineață, deci trecuseră câteva ore de boce și de apă ce curgeam eu acolo, ce curgea acolo. Și vine mama mea, asta țin minte exact, și mă ia la ceartă și îmi spune că am consumat toată apa caldă. A fost foarte dureros pentru mine. La momentul respectiv nu știu cât realizam eu că este ceva normal sau este ceva anormal, dar este clar că un sentiment de durere l-aveam pentru că plângeam și pentru că sufeream foarte mult. Traumele îndurate au făcut-o pe Loredana să acumuleze multă furie. Cum nimeni nu-i auzea strigătul de ajutor, efectele au început imediat să se vadă. De acolo cred că a și început marea mea furie. Că eram foarte bătăușă. Adică eram genul de elev, de copil, de minor care bătea tot ce prindeam în cale. De la surorile și frații mei, la băieții de pe stradă, la fetele din cartier, la băieții din cartier, deci nu conta. Băteam tot. În liceu la fel. Deci clar aveam o furie. Dacă pe vremea aceea ar fi fost un psiholog în școală, sigur și-ar fi dat seama că ceva cu mine este în regulă. Trecut, iar viața Loredanei a luat cursul firesc. M-am dus la facultate, mi-am făcut educația mea, m-am angajat. Lucrurile astea au dispărut. Deci, efectiv, din viața mea, aceste amintiri au dispărut. Parcă, cumva, mi-am construit o altă identitate. Eu, în 2009, mi-am adus aminte de abuz și în 2014, venind o dată de la socrii mei, am spus, ok, trebuie să mă duc. Gata. Mă duc și le spun. Fie ce-o fi, mi-era foarte frică. Eu am crezut atunci că ea o să-l omoare când afle. Pentru că eu atunci credeam că ea nu știe. El a lăsat capul în pământ, dar a spus că nu e adevărat. Că astea sunt amintirile mele de adolescentă, că poate eram îndrăgostită de el. Și a spus, deci nu te-am suportat toată viața, despre ce vorbești? Și la 9 ani, ce... Da, ea a început să bânguie ceva, nu știu, ceva incoerent. Dar nu le-am acordat prea multă atenție. Atunci focusul meu a fost ceva mai mult de eu, să spun, deci să spun, pur și simplu să spun, să nu mă mai prefac.
Amintirile dureroase au ieșit la iveală, iar Loredana avea să descopere că nu a fost singura victimă a tatălui vitreg. Și atunci mi-am dat seama, eu nu mi-am întrebat surorile, pentru că de fapt mi-era frică. Și am sunat-o pe Iusti. Iusti este în Belgia. Nici n-am apucat să-i spun, de fapt. Și a spune da, și mie. Să zic, stai să spun, că poate nu vorbim de lucrurile comune. Și zice, da, știu ce vrei să spui. Vrei să spui despre tata, că nu știu ce și că nu știu cum. Și a început să plângă. Și atunci am vorbit foarte multe noaptea. Noaptea m-am și urcat în mașină. Soțul meu zice, uite, eu zic, hai să ne urcăm în mașină, să mergem în Belgia. Că tu, de fapt, nu ești așa de acum. Tu ești de mult timp. Hai să te vindeți. Eu atât sufăr doar pentru ea. Eu nu știu prin ce a trecut fizic. Nu pot să-mi închipui o chestie de... o monstruozitate de genul ăsta. Ca părintele tău să te abuzeze. Fie el și de-al doilea. Justia are amintiri foarte clare. Ea are amintiri că mama era pe lângă ei atunci când o învăța să nuate. Bine, mama mea nu știe să nuate. Probabil că era mai departe sau nu știu. Are amintiri de la țară, are amintiri din București. La fel, ea a început să-mi povestească. În esență, aceleași lucruri le făcea și ei. Adică, în esență, chestii de linsături, pupături, frecarea organelor genitale, frecări de... El cumva mai exact ne stimula să noi să avem... Adică eu mi-aduc aminte niște lucruri și sunt... Da, sunt atât de scârboase și atât de... De multe ori prefer să nu-mi aduc aminte. Credeam că nu mai plâng la treaba asta. Credeam că m-am vindecat de chestia asta. Dincolo de tot ce i s-a întâmplat, dincolo de toată umilința îndurată, Loredana a rămas cu un regret amar. Într-adevăr, m-a durut foarte mult că și Justinia a trecut prin același lucru. Și cumva m-am simțit responsabilă. Și chiar cumva adică atunci în Belgia i-am cerut iertare, i-am zis că... Trebuie să mă ierte că n-am fost în stare să o protejez. Să... Nu știu, să denunț eu, să mă duc la poliție, să spun cuiva. Adică să fac ceva. Am simțit că n-am făcut nimic ca să împiedic lucrul ăsta decât că umblam ca nebuna pe holul ca să aud camere și adică am simțit că de fapt tăcerea mea a creat contextul ca și ea să pățească la fel, cu toate că eram un copil. Acum realizez că dacă ea avea 4 ani, cum i-aș aduce aminte, când am învățat să nuate, dacă ea avea 4 ani, eu aveam 10 ani. Adică, eram un copil, dar tot mă doresc. Loredana își face curaj și spune stop abuzului. Avându-l alături pe omul iubit, ea face un pas important pentru ca cel care i-a ucis copilăria să plătească pentru fapta sa. Ne-a luat cam un an să facem denunțul la poliție, fizic. Iar denunțul la poliție a fost ca un fel de exorcizare pentru mine. Pentru că la poliție nu povestesc aici, știi, abuz sexual, nu. Când îți aduci aminte exact, de câte ori îți aduci aminte exact, cine mai era sau nu mai era de față, în ce context și așa mai departe. Ce se întâmpla concret. A fost un moment foarte dureros pentru mine, dar l-am făcut. Pentru că dacă nu aș face lucrul ăsta, aș băga capul în pământ ca struțul, exact ca ea, m-aș face că nu s-a întâmplat doar ca să-mi protejez cumva confortul de persoană publică și nu știu ce minuni din capul meu. Iar în timpul ăsta el poate abuza în continuare, iar asta chiar nu pot să-mi o iert.
Adică să ne înțelegem, așa cum noi adulți avem o viață sexuală continuă cu un partener de cuplu, el a avut cu noi. Deci nu se poate schimba peste noapte, că noi ne-am făcut mari. E foarte clar că cineva ne-a luat locul. Acum știu. Iar la noi în casă erau foarte mulți copii când eram copii. Adică nu era nimic ciudat. Copiii din bloc veneau la noi acasă, nu era nimic ciudat. De la țară la fel, copiii tot timpul. Nu era nimic în neregulă, pentru că erau văzuți în exterior ca niște oameni super ok, iar el era un sfânt, a luat o femeie cu 3 copii.